Mergem la Gabi Safta să vedem ce noutăți mai sunt, mai ales în ceea ce o privește pe Halep în presa internațională. Gabi, salut! Te salut, salut, din, nou. Salut din nou! M-am edificat în ce privește materialul din The Guardian, este apărut ieri. Practic The Guardian analizează în detaliu motivarea de pe 125 de pagini publicate de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, instituția care a suspendat-o pe Simona Halep. Aceștia spun că există motive solide de suspiciune că românca s-a dopat și la Wimbledon în anul precedent. Se precizează că Simona nu a făcut nicio analiză de sânge între aprilie și septembrie 2022. Această agenție ar fi cerut inițial o suspendare și mai mare pentru Simona, adică de 6 ani, atât au dorit să o suspende pe Simona Halep în prima fază. Din păcate s-a descoperit. Da, Gabi, Halep... scuză-mă, da, pentru că fiind dublă greșeală la Simona Halep, 4 ani se dă pentru repetate încălcări pașaport, aia e pedeapsa standard, 4 ani, plus 2 ani pentru Roxa Dustat. De asta s-a cerut 6 ani. Însă tribunalul a hotărât să dea pedeapsa cea mai mare, cum se mai întâmplă și în practica judiciară de la noi. Dar putea să ia 6 ani. Putea să, ca să zic așa, pe regulamente, putea să ia și 6 ani. Foarte, foarte inspirată exprimarea ta, dublă greșeală făcută de Simona Halep din tenis. Din păcate s-a descoperit că Simona Halep a luat în mod intenționat substanța depistată la un test la US Open în august 2022. Ziarul The Guardian scrie că experții au analizat probele, au realizat și un interesant experiment, au găsit o voluntară care să folosească același colagen despre care echipa lui Halep spune că a fost contaminat cu Roxadustat. E bine, au găsit o femeie de o înălțime și greutate fix ca Simona Halep, 1,68 înălțime, 60 de kilograme. S-a administrat acea cantitate de Keto MCT pe care Halep spune că a luat-o înainte de testul pozitiv. Cu toate acestea, studiul de control a constatat că valorile medicamentului interzis în testul de urină a lui Halep a fost între 46 și 85 de ori mai mare decât valoarea găsită în urina femeii voluntar. Așadar, un grup de experți a constatat de asemenea că Halep avea anomalii în pașaportul ei biologic de sportiv după ce au fost analizate 51 de probe de sânge. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a vrut o pedeapsă mai dură. Consider că Simona a fost dopată încă din martie 2022 în pregătirea Wimbledonului și US Open din acel sezon. O acuzație cheie a ITIA cu privire la circumstanțe agravante este că jucătorul ar fi folosit substanța sau metoda interzisă cel mai târziu începând din martie 2020, cel mai târziu din martie 2022. Așa că oricând ne doare, Serena Williams pare să aibă dreptate să ceară titlul din 2022 de la Londra. Bineînțeles, Halep se scrie în ziar, insistă că va lupta împotriva deciziei. Da, da, știi cum e, hai să așteptăm să se ia decizia finală eventual și la TAS sau nu știu care e tribunal. Da. Așa, după ce se ia decizia finală la TAS, cred că putem să tragem concluziile finale. Astea, hai să nu, cum să spun, să... Să nu arătăm încă pe marea noastră campioană cu degetul. Arată rău, Gabi, arată rău, da? Deci tot ce se întâmplă și raportul acela de 160 de pagini, concluziile au arătat rău, tot ce povestești tu, tot ce scrie și presa arată rău, dar haideți să mai avem să mai avem răbdare, să avem o decizie, cum se spune, haideți să așteptăm și apelul, cum se zice, nu? Să avem răbdare, că poate cine știe, poate avem vreo surpriză colosală. Dacă nu, e cum e să gras. Spun... Nu, dacă nu e foarte simplu, un idol s-a prăbușit și o statuie s-a dărâmat. Și o să rămânem cu tristețea asta, iar de ea nici măcar, cum să spun, nici măcar nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul bietei Simon. Nici nu vreau să mă gândesc, știi? Hai să așteptăm decizia finală și să mergem în continuare, măcar așa, ca român, dacă vrei, pe mâna ei. Dacă se va dovedi că până la final decizia și apelul, cu ghilimele de rigoare, că deja ăsta e cam un semi-apel între noi, fie vorba. Acum știi cum e, mai încercăm noi să găsim ceva, atunci va fi probabil cea mai mare dezamăgire din ultimii 100 de ani din sportul românesc. Dar eu am văzut-o pe fata asta spunând, nu am luat, nu m-am dopat. Eu o cred.
Da, până la proba finală, contrariu, o cred. Vedem ce se va întâmpla. Tocmai de aceea am zis că Sirina pare să aibă... Știi cum e? Până la urmă, Gabi e crucea lui Simona, da? Că dacă se va dovedi clar, mă rog, aproape dacă se va dovedi clar că s-a dopat, nu e nici crucea mea, nici a lui Bănel, nici a lui... Ea, până la urmă, va trebui să-și ducă crucea asta și asta este. Dar haide să mergem, haide să așteptăm finalul, da? Că poate fata asta, până la urmă, avem o întorsătură spectaculoasă și poate are vreun as în mânecă. Să arate că nu este așa și că este doar victima, nu neapărat unei conspirații, eu nu cred în povestea asta, conspirație, a unor neglijențe, a unor, cum să spun, lucruri pe care nu le-a făcut ea, ci le-a făcut ștaful și atunci ar avea, să zicem, că ar avea niște circumstanțe. Te rog, Gabi. Pe mine m-a desumflat totuși acest experiment și această informație. Nu, pe mine m-a desumflat altceva. Ce m-a desumflat pe mine, nu? M-a desumflat și sper că n-am citit bine. Mai înțeles? Pe mine m-a desumflat acuzația aia că nici în interviu pe care l-a acordat și nici în declarația care a semnat-o pentru antidoping, da, nu a spus de supliment și de-abia după aia a recunoscut suplimentul. Ai văzut că spun că, domne, când a fost la interviu, așa n-a spus nimica de supliment. La fel când a completat declarația aia antidrog, n-a spus nimic și după aceea a venit și a spus, aia mi-a dat cu virgulă. Dar încă o dată, e româncă, e de-a noastră, ne-a adus bucurii. M-ai înțeles așa? Sper din tot sufletul să nu fi greșit. Haide să așteptăm finalului, da, așa, și să sperăm că nu e finalului pentru ea. Să spun scurt ce m-a desumflat pe mine. Eu mă gândeam că n-avea nicio logică după ce a fost record numărul 1 și n-a fost prinsă, ce rost avea acum la pătrânețe, dacă pot să zic așa. Nu înțelege Gabi nimeni nimic, crede-mă. Eu sunt nu, dar faptul că ea ar fi făcut asta pentru a câștiga Wimbledonul, oarecum e dureros și se leagă. Nu, știi cum e. Nu e nicio dovadă că a făcut asta la Wimbledon. N-are sens să o mai încărcăm pe biata fată și cu niște speculații, mai înțeles, sau cu ce spune presa de afară. Na, chiar n-are rost. Ar fi nedrept pentru ea. Eu cred că, repet, are o cruce cât România pe care o duce în momentul de față Simona Halep. Da. Mă doare așa să mă gândesc la ce ne recomanda Naimi, să nu ne facem iluzii, pentru că vom avea deziluzii. Vedem. Nimeni nu m-a prezentat vreo reacție în plus de Guardian. Bun, dar în general tonul presei de ieri, de alaltă ieri, este negativ? Negativ. Adică o fac varză? E puțin spus. Murată. Muratoglu. Va. Nu, varză Muratoglu. Varză Muratoglu, corect. Da. Deci o fac praf, nu? Zob. Poftim? O fac praf. O fac praf, dau de pământ cu ea, șterg din dopată, bănuiesc că n-o scot, nu? Din dopată, din trișoare, din fată care a păcălit pe toată lumea, s-au găsit fel de fel de adversare ale ei care au spus că de-aia n-au câștigat ele, că nu e normal să trișezi pentru a ajunge sus, că au apărut chiar sportive care ziceau că au admirat-o, dar acum, din păcate, sunt nevoite să recunoască faptul că au greșit, având un respect pentru Simona Halep. E delir în presa mondială, bineînțeles, din est până la vest și din sud până nord. Da, și am o rugăminte să nu împui și tu placa că suntem români și de-aia are presa ceva cu noi, că o nebunesc. Nu, Doamne ferește. Nu, niciodată n-am crezut în chestiile astea. Și cu victimizarea asta, victimizarea asta noastră. Asta ne face mai mult rău. Mi-aduc aminte ce poveste nebunească. Vezi, Doamne, UEFA a pus să joace Rapid cu Steaua ca să nu avem noi echipă. De, oricum aveam una sigur. Mai bine ne puneau cu elații și ne scoteau amândouă. Da. O face varză Muratoglu. O face. Asta e. Ea trebuie Muratoglu. Asta e. Bine, mulțumim!